Vă spun încă o dată un bun venit în seara aceasta, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Este o nouă șansă să ne apropiem de Dumnezeu în seara aceasta și aș vrea să facem lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm pe picioare, bun venit tuturor celor care ați venit în seara aceasta, de aproape sau de departe, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească eforturile. Ne-am adunat pentru că ne dorim prezența lui Dumnezeu aici și o seară specială. Salutăm în mijlocul nostru prezența fratelui dr. Lazar Gog, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și haideți, pentru că nimic nu vrem să facem fără Dumnezeu, Mântuitorul spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Haideți să plecăm capetele și aș dori să rămânem în duc de rugăciune, îl invit pe fratele păstor Adrian Grec să ne conducă în rugăciune. Doamne Tată, slăvim numele Tău în această seară. Este din nou o ocazie, Doamne, de a sta în prezența Ta, de a ne închina, Doamne, cu recunoștință, cu mulțumire, pentru harul care a curs de azi dimineață peste noi în locul acesta, Doamne. Ai binecuvântat, Doamne, locul acesta cu prezența Ta și îți mulțumim, Doamne. Doamne, de azi dimineață credem că ai schimbat vieți prin închinare, ai schimbat vieți prin rugăciune, ai schimbat vieți prin cuvântul Tău, Doamne. Te rugăm în această seară să o faci din nou, Doamne.
Te rog să lași, Doamne, cântarea să curgă și ungerea Duhului Sfânt să fie peste ea, să pătrundă în viețile noastre, în inimile noastre, să alunge întristarea, să alunge oboseala, să schimbe starea noastră, Doamne, să ne ajute să ne deschidem inimile, Doamne, să primim cuvântul Tău cu bucurie în această seară. Te slăvim pe Tine, Doamne, și tot ce vrem să facem în această seară aici este pentru slava și gloria Ta, Doamne. Binecuvintează slujitorii de care Te vei folosi, binecuvintează cântăreții, Doamne, binecuvintează, Doamne, pe fratele care va împărți cuvântul Tău, Doamne, pentru noi în această seară. Lasă ungere divină, lasă inspirație de sus, Doamne, și cuvântul să curgă prin gura Lui, Doamne, spre inimile noastre și să continue să aducă schimbare. Doamne, restaurează prin cuvânt, Doamne, ridică prin cuvânt, Doamne, mângâie prin cuvânt, Doamne, mustră prin cuvânt, Doamne, și ajută-ne în felul acesta să ne apropiem de Tine. Tată, Te rugăm toate acestea în numele Fiului Tău, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Haideți să avem un timp de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Invit echipa de închinare de la Biserica Râul Sfânt să ne motiveze în închinare în prezența Domnului. În timpul acesta, dacă cineva dintre dumneavoastră are pe inimă o problemă, o cauză, o nevoie specială și are nevoie de rugăciune, scrieți pe un bilețel și dați la frații de la ordine să le aducă aici. Prin suferință sau situații deosebite în viața lor. De aceea, toți aceia care doriți și aveți pe inimă lucrul acesta, scrieți pe un bilețel, trimiteți-l în față și haideți acum să ne deschidem toată inima, să lăudăm pe Domnul din toată inima și haideți să o facem cu bucurie, nu oricum. Amin? Slăvit să fie Dumnezeu! Aleluia pentru Amin. Seara aceasta, căci ne găsim în casa Lui, în Sionul acesta, unde se cheamă numele Lui Dumnezeu. Și suntem atât de mulți frați români, creștini, din toată Londra. Dumnezeu a înlesnit ca să ne putem regăsi într-o conjunctură ca aceasta și pentru lucrul acesta, lăudat să fie Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Psalmistul spunea, iată binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Lui. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Amin, încheia psalmistul. Haideți să dăm mână cu mână unul cu celălalt, îmi iau libertatea aceasta. Sper că nu vă supărați cei care, organizatori, un pic vă supărați. Haideți să ne salutăm, să ne binecuvântăm unul pe celălalt, înainte să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să-L binecuvântăm pe fratele de lângă noi, pe sora de lângă noi și împreună să lăudăm pe Dumnezeu. Glorie. Ai pană, nu? Să-L iubim azi numele, căci tăriți.
n-am să nu te biruim, prin el victoria primim. Ce nume minunat, Iisus e rege, vremi de laudă. Alfa, Omega, nimeni nu este ca El. Iisus e rege, doar sala, haideți! Iisus e rege, vreni de laudă. Dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă cuvenită numelui Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, amin. Luați locurile câteva momente. Cea mai minunată experiență pe care ființa umană poate să o aibă este atunci când se găsește în prezența lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate de a-L cunoaște pe El, de a-L iubi și mai mult decât orice de a ne închina înaintea Domnului. Fiecare care ați venit în această seară, cred că ați venit cu acest scop, să ne închinăm Domnului. Amin? Aș vrea... Dacă cineva a venit cu alte motive, Dumnezeu să dea alt motiv la o parte și Dumnezeu să vă cerceteze prin cuvântul Lui. Ceea ce am vrea să înțelegem, pentru că o închinare care nu este plăcută Domnului și atunci închinarea noastră nu este primită, dar dacă vrem ca Domnul să primească închinarea noastră, trebuie să avem inimile noastre total dăruite Domnului. Vedem aici, cuvântul Domnului spune că este o datorie, este o poruncă să ne închinăm Domnului. Nu este o opțiune, ci suntem chemați de Dumnezeu să ne închinăm. Cui? În primul rând lui Dumnezeu. El este obiectul închinării noastre. Și noi ca și credincioși care am fost răscumpărați de Iisus Hristos prin sângele Lui, de asemenea, dacă citim în Apocalipsa, vedem că cerul se închină și dă laude cui? Mielului, Iisus Hristos. El este de asemenea obiectul închinării noastre și am vrea ca, așa cum am cântat, așa cum s-a cântat, toată slava, cinstea, gloria, stăpânirea, puterea să fie al Dumnezeului nostru. Amin? De aceea vă invit ca printr-o atitudine de închinare, reverență sfântă, să venim înaintea Domnului în închinare în această seară. Și așa spune cuvântul Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte.
Știm acel pasaj din Vechiul Testament în care omul Dumnezeu, Iosua, marele preot, a fost prât de Satana, că a venit înaintea Domnului cu haine mânjite. Dar Dumnezeu a trimis îngerul lui și a zis, du-te și îmbracă-l pe Iosua cu haine de sărbătoare. Dacă în seara asta te găsești aici cu haine mânjite, Duhul Sfânt și Cuvântul Domnului te curăță și vrea să ai haine sfințite în numele lui Iisus Hristos. De aceea te invit să te ridici în picioare și aș vrea să știi, nu scena aceasta este locul închinării, ci inima ta. Aș vrea să dăruiești inima ta Domnului și să lași ca acolo Iisus să fie adorat, Iisus să fie primit, Iisus să te vindece, Iisus să te ierte, să te mântuiască. Este Domnul prezent aici în seara asta. Prezența Domnului este aici. Domnul îi spune lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, lasă pe copiii mei să meargă unde? Să meargă să se închine Domnului. Vedem că nu suferința în Egipt, nu problema a făcut ca copiii lui Israel să meargă, să fie izbăviți, nu, ci Dumnezeu avea o așteptare, voia ca poporul lui să se închine împreună. Suntem mai multe biserici aici, faptul că suntem împreună, venim să ne închinăm Domnului, să-i dăm Domnului tot ce avem mai bun, inima și viața noastră. Haideți să intrăm în rugăciune și să chemăm numele lui Iisus și Duhul Sfânt să aducă tămăduire spirituală și fizică și Domnul să fie înălțat în toate lucrurile. Amin. Intrăm în rugăciune. Aleluia! Haideți să continuăm lauda și închinarea la adresa lui Dumnezeu. Și vreau să facem lucrul acesta împreună cu echipa de la Peniel. Și vreau să rămână în mintea noastră în seara aceasta ca un moment în care chiar ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Vrei să-L simți pe Domnul în inima ta? Lasă-te atins, cuprins de harul Lui, de atingerea Lui. Aș vrea să rămână data de astăzi în mintea fiecăruia dintre noi, ca un eveniment evanghelistic, poate cel mai mare, al anului 2018 din Marea Britanie, în ce privește comunitatea română. Haideți să-L implorăm pe Domnul prin cântare, să-L lăudăm și să-L glorificăm împreună cu echipa de la Peniel. Mâinile ridică când
Iisus, în toate ce... Iisus, același tu rămâi. Iisus, ești Domnul Domnilor. Iisus, ești Domnul Domnilor. Iisus, al nostru Salvator. Iisus, fiind veci glorificat. Iisus, ești Domnul. Iisus, ești Domnul Domnilor. Iisus, al nostru Salvator. Iisus, fiind veci glorificat. Încă o dată cu toți, Iisus, ești Domnul! De aceea vin toți oamenii la tine, spunea psalmistul, pentru că tu asculți rugăciunea. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Aș vrea să mai rămânem în duc de rugăciune și invit pentru următorul îndemn la rugăciune pe fratele Iulian Hrătopan de la Alfa și Omega Kingsbury. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Dacă nu este prea mult, aș vrea să rămânem așa ridicați pe picioare pentru următoarea rugăciune, pentru câteva cuvinte. Aș vrea să ascultăm ceea ce spunea omului Dumnezeu Neemia.
Nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Amin. Mai credeți că Dumnezeu mai luptă pentru noi astăzi? Nu știu de câtă vreme. Culmi. Și de multe ori poate am încercat să privim viața fără Dumnezeu sau să-L scoatem pe Dumnezeu din viața noastră, poate ne-am încrezut în forțele noastre, de multe ori poate ne-am planificat viața fără Dumnezeu, poate de multe ori am încercat să ne petrecem viața fără Dumnezeu sau am vrut să ne păstrăm această viață fără Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cine vrea să-și câștige viața aceasta și nu-L are pe Dumnezeu, de fapt și va pierde. De multe ori am încercat să-L conformăm pe Dumnezeu planurilor noastre, în loc să ne conformăm noi planurilor lui Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta aș vrea să spun, în seara aceasta, și să reamintesc că Dumnezeul nostru este mare și El luptă pentru noi. Am auzit că Dumnezeu a pus în noi un potențial, dar Dumnezeu a mai făcut ceva. Ne-a dat și o identitate. Și Dumnezeu ne-a dat o identitate de luptători și de biruitori. Și dacă ne-am pierdut această identitate, în seara aceasta vreau să-ți spun, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și luptă mai departe, pentru că mai avem de luptat până la victoria finală, până când ne vom întâlni cu Domnul nostru, despre care am auzit cântându-se, pe care îl lăudăm. Și n-aș vrea să fie doar o obișnuință, să nu fie doar o formulă pe care o folosim de multe ori, binecuvântându-L pe Dumnezeu, ci din toată inima noastră să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Și dacă în seara aceasta ești dezamăgit, dacă poate ești căzut, ești obosit, vreau să-ți spun că aș vrea să ne rugăm ca să ne ajute Dumnezeu să ne regăsim această identitate de biruitori. Amin. Pentru că Dumnezeu ne-a creat și a pus în noi această identitate de luptători și de biruitori. Suntem pregătiți să luptăm în seara aceasta? Suntem pregătiți să luptăm în rugăciunea care va urma, să biruim în rugăciunea care va urma. Am primit multe bilete pentru care aș vrea să ne punem mâinile și să ne rugăm. Cauze ale fraților, surorilor care au nevoie de ajutorul nostru, care au apelat la ajutorul lui Dumnezeu prin intermediul nostru. Am vrea să luptăm în această rugăciune și să ne reamintim, să ne regăsim această identitate de biruitori și să spunem, Doamne, suntem biruitori prin Tine, nu prin forțele noastre, dar Tu vei lupta pentru noi. Amin? Amin. Fratele Flaviu Bâile din Satul Mare este în moarte clinică. Are un copilaș de 3 luni. Doctorii vor să-i deconecteze aparatele, să-i colecteze organele. Măriți să fie Domnul! Să ne rugăm pentru Ioan și pentru Pavel, pentru întoarcerea lor la pocăință, ca Dumnezeu să-i întoarcă cu milă, cu bunătate, Dumnezeu să le arate din nou calea Lui și să guste din nou din dulceața aceasta a părtășiei cu Dumnezeu. Vă rugăm să vă rugați pentru nepoțica mea, Evelyn, care a fost diagnosticată cu tumoare pe creier la doar 6 luni. În momentele acestea este în operație care va dura 5 ore. Domnul să lucreze. Amin. Credeți că noi, chiar dacă suntem aici, Dumnezeu este acolo și își poate pune mâinile Lui peste mâinile medicilor? Dumnezeu se folosește de oameni, Dumnezeu se folosește de diferite situații, dar Cel care dă viața este Dumnezeu. Rog biserica să se roage pentru mântuirea familiei mele și a lui Thomas. Mulțumesc. Să se îndure Dumnezeu și să mântuiască Dumnezeu. Aș dori să vă rugați pentru fratele Ioan care trece printr-o încercare mare. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să biruiască și să lupte și pentru el. Pentru sora Tașcu, care se află în stare gravă la spital în Baia Mare. Dumnezeu să se atingă de ea. Să ne rugăm pentru Alin, un tânăr care s-a îndepărtat de pe calea Domnului. Dumnezeu să-l întoarcă, este foarte bolnav, dar Dumnezeu să se îndure de el, pentru că Dumnezeu poate nu doar să vindece, Dumnezeu poate să ierte păcatele și să dea mântuire. Vă rog să mă susțineți în rugăciune pentru tati și frații mei, ca el să se atingă de viețile lor și ei să se întoarcă acasă la tata. Amin. Domnul să se atingă și să se îndure. Să ne rugăm și pentru Cristian și Maria, ca Domnul să-i ajute să se întoarcă la el și să slujească lui din toată inima lor. Să ne rugăm pentru mântuirea lui Simi, Carmen și Lindsay,
Domnul să vă răsplătească, să se atingă Domnul, să asculte Domnul, să lupte Domnul pentru ei, să biruiască Domnul. Frați și surori, vă rog să vă rugați pentru mine. Am o cauză foarte dificilă și pentru copiii mei care nu sunt la credință, vă mulțumesc, sunt sora Lenuța, să ne rugăm. Poate nu veți reține toate numele acestea, dar Dumnezeu le știe, Dumnezeu le cunoaște și Dumnezeul nostru va lupta pentru noi toți. Amin. Haideți să plecăm capetele și... Amin. Vă invităm să vă reluați locurile. Am vrea din nou și celor care ați ajuns mai târziu și celor care ați venit mai devreme să vă spunem tuturor un bun venit la Conferința Bisericilor Pentecostale din Anglia. Dorim din toată inima pe toți
Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin. Amin. Uneori aici nu se aude din spate, de aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, amin. Amin. A fost mai bine. Cei care n-ați fost azi dimineață, ați pierdut prezentarea bisericilor și de aceea am vrea din nou în seara aceasta să ne prezentăm puțin, să ne cunoaștem. Vrem ca această lucrare să aducă o unitate între noi, să aducă o părtășie, să aducă o legătură frățească și ca să ne știm unii pe alții, de aceea vom prezenta din nou bisericile, invitații și pe toți. Și vom începe cu cei mai de departe și am vrea să spunem un bun venit fratelui pastor Dr. Lazar Gog din America. Amin. Consul Valentin Montean împreună cu soția lui, Domnul să-i binecuvânteze. Fără soția. El a ajutat dumnealui mult comunitatea românească și este aproape de noi și îi mulțumim că la acest eveniment este împreună cu noi. Dorim din toată inima pe el și întreaga echipă de la consulat, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Am vrea să spunem un bun venit și familiei extinse a fratelui pastor Lazar Gog, sora fratelui pastor și cumnatul din Olanda, Domnul să-i binecuvânteze. Celor de la ProDCSEAN Media, care fac transmisia din București, Domnul să-i binecuvânteze. Pastorul Adi Grecu și biserica lor din Țara Galilor, îi rog pe toți să se ridice în picioare. Fratele pastor David Chelba și Biserica Maranata din Bristol, îi rog să se ridice în picioare. Apoi ne apropiem de Bedford, fratele lider Nicu Botezatu și cei din Bedford să se ridice în picioare. Venim mai aproape în Great London și Biserica Biruința din Boromud împreună cu liderul lor Adrian Râpa. Biserica Adonai Londra, dacă este cineva să se ridice în picioare. Nu este? Este, Domnul să vă binecuvânteze. Păi bine că ai venit tu, că nu s-o pierdut sămânța. Fratele pastor Ovidiu Filimon și Biserica Betania din Barking, Domnul să-i binecuvânteze. Amin. În picioare, cei care sunt și ați implicați toți la ordine, la școală. Biserica Izvorul Vieții, Sorin Curteanu și biserica lor, îi rog să se ridice în picioare. Biserica Alfa și Omega din Kingsbury cu fratele Iulian, liderul lor, vă rog să vă ridicați în picioare, cei care sunteți. Biserica Râul Sfânt și pastorul Daniel Martin din Northwood, Great London. Pinner. Din Pinner, mai exact. Fratele pastor Gavrila Ureche și Biserica Casa Tatălui, să se ridice în picioare. Din localitatea Burn Oak. Fratele Iulian Mania și cei din Slau care sunt, să se ridice în picioare. Biserica Peniel Londra și Hemel, îi rugăm să se ridice în picioare împreună cu fratele Tiberiu Pop.
Și acum aș vrea să vă întreb, dacă mai sunt alții de la alte biserici care n-au fost menționate aici, îi rugăm pe toți să se ridice în picioare. Chiar și dizidenții. Le zicem un bun venit și celor ce ne urmăresc pe online și ca lucrarea lui Dumnezeu să se extindă, îi rugăm să dea un share. Amin? Haideți acum, așa cum avem obiceiul, să ne luăm 2-3 minute, să ne întoarcem în stânga, în dreapta, să găsim 6-7 persoane și să ne înviorăm, să ne bucurăm unul de celălalt și Dumnezeu să ne învioreze. Amin. Am vrea în acest timp școala duminicală să se retragă. Toți copiii care sunt mai mici, îi rugăm să meargă la școala duminicală. Am uitat să anunțăm și biserica din Chelford, pe reverend Petru Bobocea și cei din Chelford, îi rugăm să se ridice în picioare. Dacă am mai uitat pe cineva, puteți să ne scrieți un bilet. Cum am spus și astăzi dimineață, că ne bucurăm de lucrarea aceasta și vrem ca Domnul să ne dea harul să o mai facem și altă dată. Cam slab a fost aminul. Acum, așa cum spuneam dimineața, cheltuielile se ridică undeva în jur de 13-14 mii de lire pentru acest eveniment și azi dimineață s-au strâns 4.000 și vreo 300, cât? 4.000 și vreo 300 de lire. L-am rugat pe fratele păstor, doctor Lazar Gog, să ne ajute în sensul acesta, din experiența lui, acolo deja au avut 50 de astfel de evenimente, să ne dea o încurajare înainte de coletă. Și Domnul să-l folosească și să-l binecuvânteze, după care ne vom închina Domnului, dând toată inima și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin! Evanghelia se predică nu numai cu cuvinte, ci și faptic. De aceea, în seara aceasta am să vă invit să o trăim cu toți faptic. Pe mine m-a costat 500 de lire ca să vin la dumneavoastră din Los Angeles. Și sigur că am pus pe credit card costul, știind că frățietatea de aici îmi decontează drumul, din cei vor fi costul drumului, 100 este pentru convenție, pentru desfășurarea convenției. Suntem probabil vreo 1.500-2.000 de oameni aici. Dacă fiecare mă urmați, nu aveți probleme cu cheltuiala. Și așa trebuie. Este frumos să ne bucurăm, dar în același timp este frumos să punem umărul împreună. De aceea apelez la businessmenii care sunt aici să fie generoși în această colectă și apelez la fiecare din cei prezenți să nu lăsăm să treacă pe lângă noi posibilitatea de a fi folosiți de Dumnezeu în această lucrare. Nu se cuvine ca un început așa de frumos să rămână o povară pe frații care au organizat. 13.000 de lire sunt bani puțini pentru o convenție. Pe noi ne-au costat 220.000 de dolari în Los Angeles la începutul acestei luni, septembrie.
De aceea, pentru că știu că puteți, am să vă invit acum să faceți ceva ce probabil n-ați făcut în Londra. Nu este un obicei american, este un obicei biblic. Ia darul în mână, ca și mine, în mâna dreaptă, în momentul acesta, pentru că vreau să mă rog pentru tine și darul care îl dăruiești Domnului. Deci, caută darul și fă-l cel mai mare pe care poți să-l faci la acest sfârșit de lună. Caută darul și ia-l în mâna dreaptă, pentru că vreau să mă rog pentru tine și darul pe care îl aduci înaintea Domnului și care să vă fie înmulțit de 100 de ori mai mult și de 1000 de ori mai mult după cuvântul Domnului și care să acopere toate cheltuielile și chiar să se creeze o rezervă pentru întâlnirea de anul viitor, dacă va fi cu voia Domnului. Amin? Ținem darul în mâna dreaptă, ne plecăm capetele, rămânem așa pe bănci, pe scaunele noastre și eu mă rog Domnului. Tată din ceruri, stăm înaintea ta cu smerenie în numele Domnului Iisus Hristos. Mărturisim că recunoaștem că toate lucrurile le avem de la tine, Doamne. Când îți întinzi tu mâna peste noi, suntem binecuvântați. Dacă o tragi tu, totul suferă, Doamne. Dar tu ți-ai întins mâinile peste noi, pentru că am venit cei de aici din Anglia, în țara aceasta, cu mâna goală și îți mulțumim că ne-ai umplut-o, Doamne Dumnezeule, cu îndurările tale și cu purtarea ta de grijă. Așa ai făcut cu comunitatea română din Statele Unite și așa ai făcut, Doamne Dumnezeule, cu comunitatea română de pretutindeni, pentru că tu ești atot prezent, atot puternic și atot cunoscător. Ne vezi unde suntem, ne știi nevoile și în bunătatea ta ni le acoperi cu mări inimie, pentru că tu ne dai nespus de mult, mai mult decât gândim noi și putem să ne imaginăm, pentru că al tău este cerul, ale tale sunt toate constelațiile și al tău este pământul cu tot ce este pe el. De aceea, pentru că ți-ai întins mâna și ne-ai binecuvântat, acum întindem și noi mâna dreaptă spre tine și te binecuvântăm, Doamne, cu darul pe care îl avem și îți mulțumim pentru ocazia care ne-ai dat-o de a fi părtași la Evanghelie, Doamne Dumnezeule, prin sponsorarea acestei lucrări. Primește darul din mâna fiecăruia și înmulțește-l, însutit și înmiit, ba chiar mai mult, pentru că tu știi nevoia fiecăruia, iar eu ca slujitor al tău, îți mulțumesc că mi-ai primit rugăciunea, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumesc, Doamne, binecuvântându-te pe tine și binecuvântând pe fiecare dătător voios. Amin. Vă invităm acum să ne ridicăm în picioare, să lăudăm pe Domnul din toată inima, cu o cântare mai lungă, timp în care îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
Luiți-vă la locurile. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Aș vrea să vă întreb. Vă place cum cântă corul? Ați dori să mai ascultați un cor în seara aceasta? Ca să vă împlinim dorința, vor fi 3 coruri înainte de predică și de aceea am vrea să ascultăm corul de la Izvorul Vieții, după care un grup de la Casa Tatălui și apoi corul de la Peniel. Dumnezeu să laude pe Domnul și prin cântarea lor Dumnezeu să ne cerceteze. Amin. Domnului, cercetează-te popor,
7 peceți, o carte stă închisă în mâna Dumnezeului Sfânt, în mâna sa întinsă. Și un înger puternic deschide, dar niciunul din îngeri din cerul înalt n-a fost vrednic s-o poată deschide. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Nici îngeri din cerul înalt, nici sfinții care cântă, niciunul vrednic nu s-a găsit să ceară cartea sfântă. Dar deodată în picioare apare un miel ce părea junghiat și zdrobit, cu ochii în lacrimi de dragoste plin, pentru noi a murit răstignit. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat să primească slava, slava neîncetat. Iisus din cer a venit, lăsata slava toată, și lume pentru că ne-a iubit a suferit odată, să ne spună că este un cer minunat și o veșnică viață în mărire. Și-a murit răstignit pe cruce la calvar, minunată ea sa mântuire.
este mielul ce-a fost junghiat, să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat, să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat, să primească slava, slava neîncetat. Vrednic este mielul ce-a fost junghiat, să primească slava, slava
Vă salut și eu în numele Domnului Iisus Hristos și am onoarea în această după-amiază. M-a căzut la sort prezentarea doctorului Gog și mă bucur că am onoarea în această zi să îl cunosc mai îndeaproape și să slujim împreună. O să vă aducă, dacă vreți, un mesaj de acasă, nu din România, ci un mesaj de acasă din cer. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Slab. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Fratele Lazar Gog slujește ca păstor în Biserica Emanuel din orașul Anaheim, din Los Angeles. În anul 1973 a absolvit Liceul de Muzică din Cluj. Undeva în 73 un scâncet s-a auzit într-un orășel din județul Bihor. Amin. Amin. În perioada 1976-1980 a studiat la Seminarul Teologic Pentecostal și a completat studiile teologice, seminarul la nivel de învățământ superior, cu licența obținută la Universitatea din București, facultatea în SUA de Church of God University, Church of God Theological Seminar. Între anii 1981-83. Primul doctorat în teologie biblică l-a terminat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Universitatea Lucian Blaga. Doctoratul în teologie l-a obținut la Oral Robert University cu tema Închinarea ca un mijloc de eradicare a legalismului. Poate că nu ne-ar fi rău să ascultăm lucrarea de doctorat în această zonă în care noi trăim, avem de luptat împotriva legalismului. Domnul să ne ajute! Este căsătorit cu sora Magdalena, o salutăm cu această ocazie pe sora Magdalena și mulțumim că l-a încurajat să vină. A rămas bolnavă, operată acasă, dar ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze și să o atingă cu prezența Lui. Dumnezeu l-a binecuvântat cu doi copii, doi băieți. Și, cum se spunea dimineață, noi am sărbătorit ieri împreună cu dumnealui frumoasa vârstă de 64 de ani. Haideți să-i spunem un la mulți ani. Nu cred că a greșit nici colegul și prietenul meu, Ovidiu Filimon, spunând că este unul dintre cei mai apreciați oameni al lui Dumnezeu din generația noastră. Haideți să ne rugăm în duhurile noastre, în inimile noastre, ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-I dea cuvânt. Iar nouă inimi deschise. Amin? Amin. Amin. Mulțumesc fratelui Curtean pentru această introducere mare. Va trebui să mă ridic acum la nivelul introducerii și a prezentării. Dar știți care este problema cu predicatorii? Se spune că un predicator bun predică o predică pe săptămână. Unul mediocru predică două. Și unul slab de câte ori îl pui. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, înainte ca să prezint cuvântul Domnului, întâi textul din care voi avea mesajul acestei seri, concluzia primei dumneavoastră convenții, aș dori să mulțumesc încă o dată Domnului pentru ocazia pe care mi-a oferit-o și mie prin dumneavoastră, în special prin frații păstori, organizatori, fratele Ovidiu Filimon. A fost el care a ținut legătura permanentă cu mine până m-a convins ca să vin. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat harul acestei părtășii minunate și vreau să vă mulțumesc celor care ați venit și ați vorbit cu mine și ați avut cuvinte de încurajare pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă încurajez să continuați ce ați început astăzi. Va fi spre binecuvântarea dumneavoastră
și spre întărirea comunității române de aici, din Anglia, nu numai din Londra. Pentru că dacă veți continua și veți sluji pe Domnul și în acest fel, numărul participanților va crește tot mai mult și convenția va ajunge să fie un eveniment căutat de alți români din alte locuri. Așa am experimentat noi în Statele Unite și, cum vă spuneam dimineață, Convenția Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada este cel mai mare eveniment românesc de orice natură, religioasă, politică, economică, socială, din diaspora română. Și dumneavoastră aveți șansa să ne depășiți acum România și forțe proaspete vin mereu. De aceea păstrați ce este bun. Vă invit să ne ridicăm în picioare acum. Și deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Judecători, capitolul 16. Citesc de la versetul 22 la 31. Judecători 16 cu 22 la 31. Să ascultăm acest pasaj biblic. Să vă spun eu povestea cu microfonul imediat. Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor, Dagon, și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru. Și când l-a văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor, zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfete. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă să mă pot atinge de stâlpii pe care sărează-mă casa și să mă rează-mi de ei. Casa era plină de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filisteni. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorâsere în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au pogorât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țoreia și Eștaol în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Vreau să întreb dacă se aude în seală, se aude mesajul? Se aude? Așa și așa? Frații de la PA System să verifice. Să vă spun o întâmplare cu microfonul și apoi intrăm în subiect.
În Statele Unite, unul dintre păstorii cei mai influenți americani este presbiterianul Dr. Lloyd Ogilvie. A fost acum, pentru că s-a pensionat, a fost păstor la First Presbyterian Church în Hollywood, deci acolo în inima destrăbălării în Hollywood, o biserică de 3.000 de oameni. Deci oamenii se pot mântui peste tot. Pentru că nu locul este cel care dictează mântuirea, ci mântuirea este a lui Dumnezeu, este a Domnului Iisus Hristos. Și datorită influenței mari pe care doctorul Lloyd Ogilvie a avut-o în Statele Unite asupra lumii religioase și asupra lumii de business, prin ținuta lui morală, prin integritatea lui, prin vorbirea lui, a fost numit să fie capelan al Senatului Statelor Unite. Este o poziție înaltă pentru lucrător religios să fii capelanul Senatului American. Și doctorul Lloyd Ogilvie vorbea, l-am urmărit și am citit în cărțile lui, că în această poziție fiind de capelan al Senatului American, a început să primească foarte multe invitații de la business-uri americane și de la biserici care vroiau să-l aibă și să asculte cuvântul Domnului și, mă rog, experiențe cu politicienii americani ca lucrător al lui Dumnezeu. Și doctorul Lloyd Ogilvie spune că într-o duminică s-a dus într-o biserică episcopală. Este varianta evanghelică a bisericii anglicane în Statele Unite. Fiecare biserică are obiceiurile ei. Și spune doctorul Ogilvie, în această biserică obiceiul era acesta. La începutul serviciului divin, păstorul senior, păstorul principal, începea să formeze un rând, după el era musafirul, oaspetele cel mai de seamă, și apoi restul stafului pe care păstorul avea. Și intrau într-un șir până în fața amvonului. În fața amvonului se opreau, se întorceau toți spre sală și păstorul senior se ducea la microfon și spunea: Domnul să fie cu sufletele voastre. Și toată biserica îi răspundea în cor: și tot așa și cu sufletul tău. Și spune doctorul Ogilvie, ne-am dus, am intrat, s-a întors pe microfon și a mers și a spus: Domnul să fie cu sufletele voastre. Dar nimeni n-a zis nimic pentru că nu era pornit microfonul. Sau nu funcționa microfon. Atunci păstorul s-a întors spre oamenii de la stație și a zis cu voce tare: ceva-i rău cu microfonul ăsta. Dar între timp i-au dat drumul la microfon. Iar biserica, în virtutea inerției, a spus: și tot așa și cu sufletul tău. Adevărul este că ceva-i rău cu sufletul nostru. Și avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie și astăzi și în seara aceasta să venim la cruce și să-i spunem Domnului căderile noastre, alunecările noastre, prăbușirile noastre, falimentele noastre și să vedem că în mila și în bunătatea Lui cea mare ne iartă, ne ridică și ne binecuvintează din nou, redându-ne demnitatea pierdută, redându-ne bucuria mântuirii și redându-ne bucuria Duhului Său Celui Sfânt. Samson, din textul nostru, este un exemplu în această privință. Samson este un personaj care mi-a încântat copilăria, pentru că am citit Biblia pentru prima dată când aveam clasa a doua. Dacă am trecut de abecedar și am învățat să citesc, prima mea dorință a fost să citesc Biblia. Și în clasa a doua am citit Biblia din scorț în scorț.
De atunci m-am îndrăgostit de cuvântul Domnului și a rămas în atenția mea într-un studiu continuu. Istoria lui Samson mă fascina. Și istoria lui Samson a fascinat, de fapt, o lume întreagă. Și din punct de vedere religios, și din punct de vedere cultural. Marele poet român, Eminescu, într-una din scrisorile lui, tocmai așa începe. Biblia ne povestește de Samson cum că muierea, când dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea. De l-au prins apoi tâlhare, l-au bătut și i-au scos ochii. Și apoi nu vă spun mai departe că Eminescu era puțin deplasat când când începe. Dar Samson și Dalila au influențat cultura mondială. În seara aceasta ne vom uita la viața lui Samson ca un om care a cunoscut pe Dumnezeu. Ca un om care a fost folosit de Dumnezeu ca nimeni altul. Și felul în care Dumnezeu îl folosea pe Samson, după cum vom vedea din această istorie, era că atunci când Duhul Sfânt se cobora peste el, Samson avea o putere fizică de neimaginat. Să fie în stare să prăbușească un templu care avea câteva zeci de mii de tone, construit din blocuri masive de piatră, acesta nu este un lucru pe care un om sau doi sau zece îl pot face împingând de stâlpi. Nu. Dar Samson a fost folosit în această manieră. A fost spaima filistenilor în timpul celor 20 de ani cât a fost un fel de domnitor în Israel, judecători erau numiți pe vremea aceea. Deci a fost un om folosit de Dumnezeu, dar Samson s-a rutinat în umblarea lui cu Dumnezeu. Și nu numai atât. Samson a căzut de la fața lui Dumnezeu. Și iată-l că cel neînvins, Samson, uriașul, este învins de o femeie imorală, de Dalila, este învins de alcool, pentru că era beat, este învins de sex ilicit, este învins de nepăstrarea legământului de Nazireu, adică de om închinat lui Dumnezeu, și Samson acum este prins, i s-au scos ochii, este arestat, este pus în temnița filistenilor și este umilit până acolo că este pus la râșniță. Erau două roți mari de moară care erau purtate fie de un măgar sau doi măgari sau de un cal care se învârtea într-una. Acolo puneau și în locul calului sau catârului sau măgarului, filistenii umilesc pe acest orb neputincios acum pe Samson, datorită fizicului lui imens, să miște pietrele acelea de moară și să macine pentru filisteni. Iar de data aceasta, filistenii se gândesc să-l umilească și mai tare, să-l facă pe Samson un măscărici, un saltimbac. Aduceți pe Samson să ne distreze, să-l facem să danseze în fața noastră, să râdem de el și de Dumnezeul lui. Samson este un faliment total. Partea bună este aceasta, că Samson încă nu este mort. Poate în seara aceasta și tu ești un fel de Samson, faliment. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt? Ai cunoscut mântuirea lui Dumnezeu? Poate ai cântat într-un cor sau într-o orchestră? Ai dat un îndemn la rugăciune sau ai predicat chiar cuvântul Domnului?
Ai fost un om pe care se baza biserica și apela la tine sau la casa ta. Dar ai întins mâna spre lumesc, spre pahar, au început ochii să-ți privească unde nu trebuie, reviste murdare, site-uri murdare pe internet și încet, încet s-a dus puterea ta spirituală, s-a dus bucuria mântuirii, s-a dus bucuria Duhului și ai devenit o epavă, o epavă spirituală, un măscărici spiritual. Cei care știu despre tine că ești pocăit, râd de tine și spun tu, care te porți ca și noi și faci aceleași fără de legi pe care le facem noi. Dragul meu, am o veste bună. Să vorbesc în această seară. Faptul că încă ești în viață este marele har pe care tu-l ai de la Dumnezeu, pentru ca în seara aceasta să-ți recapezi din nou bucuria mântuirii, să-ți recapezi din nou bucuria Duhului Sfânt, să-ți recapezi din nou demnitatea pe care ai pierdut-o prin păcat și întingând mâna spre păcat. Așa cum Dumnezeu l-a ridicat pe Samson, Dumnezeu te va ridica și pe tine în această seară. Pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului. Dar ca să te ridice și pe tine cum l-a ridicat pe Samson, și tu, ca și Samson, va trebui să faci 4 pași distincți pe care îi descoperim în scurta rugăciune pe care Samson o face înaintea Domnului. 4 pași distincți. Mesajul meu se va intitula în această seară Prăbușit și ridicat. Prăbușit și ridicat. Atunci Samson a strigat către Domnul, de la versetul 28 la 30. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-a omorâsere în timpul vieții. Iată un om prăbușit spiritual, un om prăbușit moral, un om care a făcut de râs numele lui Dumnezeu, pentru că a fost pe linia întâi spirituală și a bătăliei spirituale. Este un om care își dă seama de ce s-a întâmplat cu el și este un om care se pocăiește și printr-o simplă rugăciune se întoarce la Domnul, Domnul îi primește rugăciunea și Samson este un om mântuit. Și am să vă spun 2 argumente biblice pentru care Samson este un om mântuit. Și poți să fii și tu în această seară. Dumnezeu îți va ridica și sufletul tău. Morală și spirituală în care se afla. Primul pas este pasul acceptării orbirii spirituale. Uitați ce spune aici, cu ultima parte a versetului 28. Cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Rugăciunea pare una doar de răzbunare, dar nu. Când Samson spune să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei, Samson spune, Doamne, uite, sunt orb. Și din pricina orbirii mele, numele Tău este batjocorit. Netăiați aceștia împrejur au început să strige, mai mare este Dagon decât Dumnezeul lui Samson. Dar Dagon era o statuie de piatră, o reprezentare a unui demon la care se închinau filistenii din vremea aceea. Este un singur Dumnezeu, spune Scriptura. Este Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeul Scripturilor, este Dumnezeul Bisericii. Amin. Și nu este nimeni și nimic mai mare decât Dumnezeul nostru. Dar din pricina noastră
De multe ori numele lui Dumnezeu este blamat, este batjocorit. Și poate că din pricina ta vecinii dau din cap și spun: asta înseamnă pocăință? Asta înseamnă să fii om al lui Dumnezeu? Asta înseamnă să vorbești de Dumnezeu și să trăiești altceva? Dacă vrei să fii vindecat, dragul meu, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să admiți că ești bolnav. Că dacă nu te duci la doctor, nu vine doctorul la tine. Dacă nu te prezinți la medic, nu te caută medicul pe tine. Dacă n-ai orbire, dacă ai orbire spirituală și n-ai vedere, n-ai viziune, nu știi încotro te duci. Întreabă-te în această seară: poți tu continua în starea în care te afli din punct de vedere spiritual? Poți tu continua sperând că Dumnezeu va avea milă de tine în starea morală în care te afli în seara aceasta? Vezi, Dumnezeu ți-a păstrat viața, putea să-ți ia firul vieții și fiecăruia dintre noi și mie în primul rând, pentru că plata păcatului, dar Dumnezeu a zis, din pricina Domnului Iisus Hristos, mai lasă-L un an, mai lasă-L și anul acesta, mai îngăduie-L, am să-I vorbesc din nou conștiinței Lui, am să-I vorbesc din nou inimii Lui, conștiinței ei, inimii ei, am să-L cercetez cu cuvântul meu, să înțeleagă că-L iubesc și că-L vreau să se întoarcă înapoi. Samson a înțeles lucrul acesta. A admis că este orb. Cei doi ochi ai mei, pentru că i-au scos ochii fizici și nu mai vedea. Și spiritual era orb. Și a admis că orb fiind, n-are nicio viziune. Încotro te duci. Când n-ai viziune, te duc alții. El este dus de lanț, de un tânăr, de un copilandru, de un adolescent. Este purtat prin fața filistenilor ca un câine, ca să-i distreze pe filisteni. Care-i viziunea ta? Crezi că dacă te-ai născut într-o familie de credincioși, ești mântuit? Sau cum spunea cu ani în urmă fostul președinte român Iliescu, noi n-avem nevoie de evangelizări în România, poporul român este un popor creștin. De care? Nimeni nu se naște creștin. Toți se nasc în păcat, indiferent în ce familie te naști. Mântuirea este o experiență personală, nu este o experiență moștenită. Este o experiență personală. Personal trebuie să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos și să spui: sunt un păcătos, iar Tu ești Domnul meu, iartă-mi păcatul. Personal trebuie să cauți fața lui Dumnezeu, să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu și să te lași modelat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să te împaci cu Dumnezeu și să trăiești o viață nouă. Personal. Atunci se poate vorbi de mântuire. Altfel, creștini nominali, e plină lumea de ei. Nu este nicio diferență între ei și viața lor și eternitatea lor și a unui musulman sau a unui budist care nu cunosc pe Domnul. Dragul meu, Dumnezeu îți vorbește în această seară. Dacă vrei să te folosești de harul care ți-a fost dat să fii în viață și să auzi din nou chemarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți spune: admite că ești orb, admite că n-ai viziune, că nu știi încotro te duci. Te va ierta ca pe Samson. Și o să vedem imediat cum a fost iertat Samson și ce s-a întâmplat în acest proces. Deci primul lucru, primul pas pe care l-a făcut Samson și pe care trebuie să-l faci și tu în această seară, este pasul admiterii orbirii personale. Cel de-al doilea pas este pasul depinderii totale de Domnul. Pasul depinderii totale de Domnul. Uitați cum se roagă: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere! Samson a știut că atunci când s-a rezemat numai pe puterea lui, l-a biruit pofta firii pământești,
l-a biruit sexul ilicit, l-a biruit paharul de vin, l-a biruit minciuna și l-a biruit rutina în umblarea cu Dumnezeu. Aceștia i-au adus condiția în care se găsea. Și tu știi, poate ești obsedat de droguri, poate ești captivat în mreaja aceasta a distrugerii care este peste societatea contemporană. Ai vrea să scapi de acolo și nu poți. Nu poți prin forțe personale, nu se poate. O singură putere te poate elibera. Este puterea jertfei Domnului Iisus Hristos. Un singur Domn te poate elibera. Este Domnul și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos. Un singur Duh te poate înnoi. Este Dumnezeul Duh Sfânt, care e prezent aici în această seară și încă face minuni, glorie Domnului. De ce trebuie să depinzi de El? Haideți să vă dau un exemplu și apoi să-l vedem aplicat practic la societatea contemporană în care trăim noi. La începutul cărții, capitolului 16 din Judecători, spune că Samson era în Gaza, capitala Filistiei. Și spionii domnitorilor filisteni au dus vestea: Samson, dușmanul nostru, este în mijlocul nostru, dacă citiți la începutul capitolului 16. Și domnitorii au dat un ordin: păziți-l toată noaptea și mâine în zori, când va fi mai greu lovit de somn, vom tăbărâ pe el, îl vom prinde, îl vom aresta și vom scăpa de omul acesta care ne înmulțește morți în fiecare zi. Că într-o zi Samson s-a luptat cu armata filisteană și cu o falcă de măgar a umilit și a omorât 1000 de filisteni. Parcă îl văd, îi lua sub soară și îi căuta așa. Și apoi făcea grămezi. Și cuvântul Domnului spune așa, că vestea că spionii și armata filisteană vor să-l prindă a ajuns la Samson. Spune, Samson s-a ridicat de la locul unde era și noaptea, pe furiș, pe lângă zidurile cetății, pentru că zidurile cetățile din vremea aceea, orașele, erau împrejmuite de ziduri masive, ca să nu poată să vină dușman din afară, și nu numai cu ziduri masive. Intrarea în oraș era făcută cu porți masive din trunchiuri de copaci, ferecate cu bronz și cu fier, pentru că atunci când vineau să lovească cu berbecii aceia de lemn și de fier în porți, să nu se rupă poarta și să poată să nimicească vrăjmașul o cetate. O poartă din aceea cântărea câteva tone, pentru că era făcută din trunchiuri masive de copaci și ferecată în fier și bronz. Și cuvântul Domnului spune că Samson s-a furișat și s-a dus până la poarta centrală a cetății. Tot în vremea aceea, poarta centrală a cetății slujea de loc pentru guvern. Ar mai trebui cercetate și guverne de astăzi. Loc pentru guvern. Și când a ajuns, asta era cel mai bine păzit loc dintr-un oraș. Armata era acolo, poliția era acolo, tot spionii erau acolo. Dar uitați-l pe Samson. Noaptea. Se dus până în fața porții și ciudat că nu l-au văzut ceilalți. A început să se lasă în jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până i-au intrat degetele sub poartă. Și eu cred că atunci când i-au intrat degetele sub poartă, s-a rugat și a zis: Doamne, dă-mi putere! Duhul Sfânt s-a coborât peste el și cu puterea numai lui, a Duhului Sfânt, a zmucit porțile din balamale și tonajul acela de porți de lemn l-a luat în spate și s-a dus 60 de stadii cu el pe cel mai înalt deal din zona Gazei și de acolo a strigat la Gaza: Gazo! De voi!
momentul acesta, frașesurilor, doamnelor și domnilor, Samson este un prototip al Domnului nostru Iisus Hristos în momentul acesta. Prin viața pe care o are până în momentul acesta și prin ceea ce face cu Gaza. Și potrivit Psalmului 24, în gândirea Vechiului Testament, porțile locuinței morților erau considerate niște porți cum? Veșnice, eterne. De aceea sfinții Vechiului Testament se plângeau când se apropia ziua morții și se rugau lui Dumnezeu: Doamne, vrei să-mi cobori părul cărunt în locuința morților? Cine mai vine de acolo? Cine te laudă pe tine în locuința morților? Pentru că nu aveau toată revelația despre eternitate cum o avem noi acum de la Domnul Iisus Hristos. Dar într-o zi, Domnul Iisus Hristos și-a luat chip de om. A coborât din înălțimea cerurilor, spune Sfânta Scriptură, până în locurile cele mai de jos ale pământului. Și locul cel mai de jos al pământului era locuința morților, a cărui porți erau considerate veșnice. A introdus păcatul prin Adam. Și a privit-l pe Iisus Hristos. S-a lăsat tot mai jos, până când a ajuns la porțile eterne ale locuinței morților. Și când a ajuns acolo, s-a auzit un strigăt: porți veșnice, ridicați-vă capetele! Porți veșnice, ridicați-vă capetele! Satana era dincolo, cu toată trupa lui de demoni. Dar cine e acesta care strigă să se deschidă porțile și să fie luate porțile? Este Domnul cel mare și viteaz în luptă. Porți veșnice, ridicați-vă capetele! S-a plecat Iisus, a luat porțile locuinței morților în spate, s-a urcat pe ele, cu ele, pe cel mai înalt deal din lume, pe Golgota, și de acolo le-a aruncat odată pentru totdeauna și strigă omenirii: omenire, astăzi ești liberă! Nu mai stai sub duhul morții, nu mai stai sub duhul judecății, mâniei lui Dumnezeu. Omenire, ești liberă, întoarce-te la mine, pentru că am nimicit moartea și am nimicit puterea morții. Glorie, glorie Domnului! Aleluia! Dar tu și eu, dacă avem conștiința pătată, dacă avem sufletul mâhnit de păcat, de alunecările noastre morale și spirituale, nu putem face nimic de la noi. Nu te poți mulge de acolo cu putere personală. Tu ai nevoie, ca și Samson, să te rogi Domnului în seara aceasta: Doamne, dă-mi putere, Doamne. Dă-mi putere să mă ridic de aici, Doamne. Redăm din nou bucuria mântuirii. Așa cum a zis David: dă-mi iarăși bucuria mântuirii, pune în mine o inimă nouă, Dumnezeule, un duc nou. Și Dumnezeu l-a ridicat și pe David, ca pe Samson, așa te va ridica și pe tine în această seară. Dar primul lucru, trebuie să faci primul pas, pasul admitirii, orbirii tale spirituale. Cel de-al doilea pas este pasul depinderii totale de Dumnezeu. Și apoi cel de-al treilea pas, pe care Samson l-a făcut și pe care trebuie să-l faci și tu, este pasul recunoașterii momentului redresării tale. Uitați cum se roagă Samson: te rog, Dumnezeule, dă-mi putere, cum a zis, numai de data aceasta. Eu nu știu dacă filistenii ăștia mai fac o sărbătoare, nu știu dacă ei mă vor mai aduce și pe mine atunci când fac sărbătoarea în templu, să am această ocazie ca să te glorific din nou și să fiu răscumpărat din nou de tine și să se vadă că tu ești Dumnezeul adevărat. Nu știu, Doamne, poate că mor, poate că mă omor în clipa următoare după ce dansez aici și îi distrez. De aceea
Momentul redresării mele, Doamne, este acum. Este acum. A zis, n-am să te rog la cealaltă sărbătoare, n-am să te rog la cealaltă convenție, n-am să te rog duminica viitoare, te rog numai de data aceasta. Acum e moment. Haideți să vă ilustrez. Când eu eram copil, pe lângă Biblie, două cărți mi-au fascinat copilăria. Una era Esopia, fabulele lui Esop. Nu știu dacă s-a mai reeditat această carte, era foarte interesantă. Și aceea de-a doua carte care m-a fascinat era o carte a părintelui Iosif Trifa, un preot ortodox, convertit și fondatorul oastei Domnului. Părintele Trifa a scris o carte, o culegere de întâmplări. Pentru că el, după ce a descoperit mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, a început să călătorească din loc în loc, să umble pe jos, cu trenul, prin anii 30-40, pocăință și de întoarcere la Dumnezeu. Și oastea Domnului este o mișcare mare și frumoasă la ora actuală în România. Părintele Trifa spune că într-una din călătoriile lui, în Moldova, a găsit o istorie foarte interesantă. La undeva lângă una din faimoasele mănăstiri din Moldova, un om avea o fermă care era până în gardul mănăstirii. Și omul acesta se înțelegea foarte bine cu călugării și cu cei ce erau la mănăstire. Era ajutat de către călugări, l-a semănat, l-a cules, pentru că le dădea din veniturile lui omul și aveau hrană pentru iarnă. Dar spune că într-o zi omul acesta, proprietarul fermei, și-a vândut ferma. Și un alt proprietar a luat-o, dar unul care nu avea toate șuruburile în loc, avea probleme la etaj. Ura biserica, ura pe slujitorii bisericii. Spune că și-a cumpărat ferma cu tractoare, cu tot ce a avut omul acesta, pentru ca să poată să-și lucreze după timpul de atunci. Și avea un obicei foarte rău, batjocoritor. Când bieții călugări se adunau la liturghia lor, la vecernie, slujba de seară, slujba de dimineață și începeau să se roage și să cânte Evanghelia, nou vecin trăgea tractoarele lângă zidul mănăstirii, își pornea tractoarele și mai lua câte un prieten doi și călca pe ambreiaj și punea să bârie tractoarele ca să nu poată să se roage bieții călugări. Așa azi, așa mâine, așa poi mâine, n-a mai mers așa. S-au dus călugării la el, cu starețul, cu liderul mănăstirii și au zis, domnule, cu proprietarul celălalt nu ne-am înțeles foarte bine. Au avut nevoie de mână de lucru, ne-am dus și l-am ajutat. Tot așa facem și cu dumneata, dar hai să trăim în pace. Să o credeți voi. S-au dus a doua oară și au spus, domnule, uite care-i treaba. Noi vrem să avem liniște, după ceea ce credem noi și să facem ce facem noi. Vinde-ne ferma, domnule, o cumpărăm noi și o anexăm la mănăstire. Și spune părintele Trifa, au venit cu a treia ofertă. Și au zis, domnule, uite care-i treaba. De multă vreme noi nu ne mai putem bucura în slujirea noastră și în închinarea noastră la Sfântul Dumnezeu. Închiriază-ne ferma, te rugăm, numai pentru o recoltă. Și îți plătim cât ceri. Și când a auzit nou proprietar această propunere, a zis, le cer eu un preț de vai de ei. A cerut un preț mare și călugării, cu acordul bisericii mari, ortodoxe, au aprobat închirierea fermei pentru o recoltă. Au făcut contract legal, notarizat, spune părintele Trifa,
Și la anul, prin luna noiembrie, era deja vreme ploioasă, urât afară, proprietarul s-a prezentat la mănăstire cu contractul în mână. Și a spus, domnilor călugări, thank you, sir, domnilor călugări, aici este contractul, aveți și dumneavoastră copia. Am venit să-l rup, rupe și dumneavoastră pe al dumneavoastră și să-mi reiau ferma în administrație. Și călugării nu i-au răspuns nimic, spune părintele Trifa. Proprietarul a zis din nou, domnule, n-ați înțeles ce am vorbit cu dumneavoastră? Și a zis, bă, da, am înțeles, i-au răspuns acum. Știți care e problema? Noi n-am recoltat și ne-am făcut contract pentru o recoltă, nu? Zice, da, așa este. Păi, dar ce-a semănat, domnule, că în poimâne ninge, zice, toată lumea o cules, mă, voi n-ați cules. A, zice, aici ai problema. Și noi am semănat ghindă de stejar, fii peste 100 de ani când s-o face prima ghindă. Vreau să vă spun că de multe ori lucrează diavolul în felul acesta. Nu că acești călugări au făcut o slujbă diavolească, nu, să nu mă înțelegeți, dar diavolul lucrează în felul acesta. În conștiința ta, când auzi mesajul, spui, are dreptate omul acesta. Este pentru mine ce a vorbit. Trebuie să recunosc starea și trebuie să cer Domnului să se îndure de mine. Acum este momentul redresării mele. Și vine diavolul și spune, numai de data aceasta nu l-asculta. Și te mai închiriază pentru o țigară, te mai închiriază pentru un drog, te mai închiriază pentru un site pornografic și n-apuci 100 de ani. Că nu ajungi nici la locul verdeață și nu ajungi în împărăția lui Dumnezeu niciodată. Înțelegi? Timpul redresării tale este numai de data aceasta. Este acum. Este în seara aceasta când tu trebuie să vii și să spui Domnului, Doamne, ai milă de mine. Pentru că eu sunt acela ca Samson de care te rog să te înduri. Și apoi, cel de-al patrulea pas și ultimul. Primul, deci, este pasul admiterii orbirii personale. Doi, este pasul depinderii totale de Domnul. Doamne, dă-mi putere. Trei, este pasul recunoașterii momentului redresării. Numai de data aceasta te rog, Doamne. Nu mai aștept o duminică, nu mai aștept până e un nou serviciu divin. Acum mă predau Domnului. Și patru, este pasul renunțării la tine, a morții tale. Uitați ce spune Samson în versetul 30, partea 1. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. Dar în seara aceasta, cred că asta este cel mai dificil pas, să accept să mori. Vei ziceți, domnule pastor, îți fii dumneavoastră doctor în teologie, dar eu știu din Scriptură că numai unul a murit pentru păcatele noastre, Iisus Hristos, de ce trebuie să mor și eu? Nu tu trebuie să mori fizic, dragul meu, trebuie să moară eu-ul tău, mândria ta trebuie să moară, să vezi că ești orb și să vezi că ai nevoie de Dumnezeu. Mă vei întreba, dar a murit Samson mântuit? Păi sigur că a murit Samson mântuit. Două argumente. Unul este în Ioan capitolul 9. Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos a vindecat acolo un orb din naștere, care mereu stătea la templu și cerșea acolo. Era pus de către prieteni sau de către ai lui să cerșească. Fiind orb, din aceasta trăia. Mai mari timpului, mari preoți, cărturari, doctorii legii de atunci, l-au luat pe omul acesta pentru că l-au văzut că sare prin templu și sigur că să nu fi văzut niciodată și să te vindece Dumnezeu, să vezi, eu nu cred că poți sta liniștit.
Și i-au zis așa: bă, cine te-a vindecat? Și a spus: unul care se numește Iisus. Și auziți-i pe ei: măi, dă slavă lui Dumnezeu că vezi acum. Dar ăla care zice că te-a vindecat, ăla e un păcătos. Adică Iisus Hristos. Dar orbul vindecat i-a pus la punct și a spus: domnilor preoți, domnilor cărturari în lege, eu am stat aici pe treptele acestui templu toată viața mea și v-am auzit de 1000 de ori predicând că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Cum poate fi ăsta păcătos, domnule, dacă s-a rugat pentru mine și mi-a dat Dumnezeu vedere? Eu canare n-am văzut niciodată. Dacă Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, n-ascultă. Înseamnă că îi ascultă pe sfinți. Samson a zis: Doamne, dă-mi putere numai de data aceasta. L-au pus între două coloane principale care susțineau clădirea aceasta. O clădire veche, făcută din blocuri masive de piatră. Și după cum a fost templul lui Solomon, un bloc de piatră care era pus la fundație și ridicat în sus, cântărea între 200 și 600 de tone. Dar un templu întreg, cam cât cântărește? Putea să fie Arnold Schwarzenegger acolo, cu încă o trupă ca el de mare, și să tot împingă de stâlp, că nimic nu se întâmpla. Dar când Samson a zis: Doamne Dumnezeule, dă-mi putere! Și a împins, cine credeți că a împins? Cine a împins? Duhul Sfânt, Dumnezeu. Ca dovadă că Samson nu mai este un păcătos acum, este un om iertat. Este un om iertat. Este primul argument. Și cel de-al doilea argument biblic este în Evrei 11, unde autorul acestei cărți, acestei epistole, inspirat de Duhul Domnului, spune așa: și ce să vă mai scriu, pentru că nu mi-ar ajunge timpul, despre David, despre Samuel, despre Samson și despre Iefta, despre Daniel. Auziți unde îl pune? În lista eroilor credinței. Oamenii aceștia, spune, prin credință au biruit vrăjmașii, au biruit leii, au biruit focul, au biruit toate lucrurile. Nu vrei să fii pus în lista aceasta a eroilor în această seară? Am să închei cu un exemplu, după care am să fac apel la rugăciune și la predare în mâna Domnului. În apropierea orașului Anaheim, unde locuiesc eu, în California, este lipit graniță cu noi orașul Garden Grove. Și în Garden Grove este una dintre cele mai faimoase catedrale din lume, Catedrala de Cristal. Este totul construită din cristal și inox. Cristal, cum ați auzit. Fostul păstor al acestei catedrale de cristal a fost doctorul Robert Schuller, care a murit cu vreo 2-3 ani în urmă. E o biserică de tipul în care serviciile divine au următorul format: rugăciune de deschidere. Robert Schuller are un mesaj scurt de 15-20 de minute despre puterea lui Dumnezeu, apoi un invitat special cântă și după aceea un alt invitat special, o personalitate celebră, vine și mărturisește cum acel aspect din puterea lui Dumnezeu a lucrat în viața lui sau în viața ei.
Și am urmărit transmisia directă de la Catedrala de Cristal și dr. Robert Schuller a vorbit despre puterea eliberatoare a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Puterea cuvântului, puterea rugăciunii, puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. A cântat cineva, un artist, și apoi doctorul Schuller a zis așa: de data aceasta n-am să vă spun cine va veni în față ca să mărturisească despre puterea lui Dumnezeu și a Evangheliei, pentru că sunt convins că o să recunoașteți persoana aceasta. Și m-a făcut curios, cine vine în față? Și a spus: poftiți, a făcut semn cu mâna. S-a ridicat un bărbat înalt, statură impunătoare. Întâi l-a arătat la televizor din spate, după aceea l-a arătat din față. Fostul președinte american, Gerald Ford. Gerald Ford. A venit președintele Ford în față, a venit la microfon și a zis așa: îi mulțumesc doctorului Schuller pentru invitația de a mărturisi despre experiența personală cu puterea Evangheliei. Ceea ce urmează să vă spun nu mi-este ușor, nu mi-este simplu deloc, dar de dragul lui Hristos al Evangheliei vreau să fac această mărturisire. Când am fost președinte la Casa Albă, spunea dânsul, am trăit cele mai mari coșmaruri din viața mea. Nu pentru că aveam emoții cum să deal cu China și cu Rusia și cu lumea arabă, ci pentru că în perioada aceea de timp, soția mea, Betty Ford, a devenit o alcoolică atât de înveterată încât am crezut că am să mor la Casa Albă de rușine și de necaz. Venea beată pe culoarele Casei Albe, voma în fața miniștrilor mei, vorbea vulgar și orice făceam nu dădea niciun rezultat, că n-asculta de nimeni. I-am adus niște doctori din Suedia care în vreme ce au inventat, au scos ceva ser care dacă era injectat în venă, în sânge, cine folosea alcoolul făcea reacție cu serul acela și rezultatul acestei reacții era atât de puternic că nu-i mai trebuia alcool în veci. I-a spus, i-a făcut aceste injecții soției, n-a dat niciun rezultat. A ajuns mai rău. Și într-un weekend mi-am luat garda personală, m-am urcat în limuzina prezidențială, eu și soția, și am plecat până undeva. N-am scos un cuvânt pentru că nici nu mai vreau să vorbesc cu ea. Îi spusesem înainte de a pleca din Casa Albă: când îmi voi termina mandatul prezidențial, primul lucru pe care îl voi face, voi divorța de tine, pentru că nu mai am nevoie să-mi dugnești lângă mine și să mă faci de rușine când ai putea să fii cea mai fericită femeie din lume, în poziția cea mai înaltă din lume. Ne-am urcat în limuzină și spunea el, ca să sparg tăcerea din limuzină, am pornit radioul din limuzină. Am învârtit de butonul radioului și s-a oprit la un post de radio creștin, evanghelic. Vorbea omul, păstorul de acolo, care din unde se făcea transmisia. Acum mă adresez ție, care ești o personalitate înaltă. Poate că nu mai este altul așa de mare ca și tine. Dar măcar că ai poziția ta așa de înaltă, ești amărât, ai sufletul amărât,
contemplez divorț și tot felul de lucruri care să te ruineze mai rău. Pentru că ești robit de alcool, ești robit de păcat și ești robit de toate nelegiuirile pe care oamenii le fac sub soare. Ai încercat tratament cu doctor special. A spus, când am auzit și aceasta, am zis, dar cine e ăsta, domnule? De unde știe ăsta ce am făcut eu la Casa Albă? Și n-a dat rezultat. Mai este o singură metodă pentru tine ca să fii repus în picioare. Este jertfa Domnului Iisus Hristos. Vino mâine dimineață, asta era să întâmpla sâmbăta, vino mâine dimineață și a spus adresa omul. Biserica noastră este mică, nu este mare. Dar Dumnezeu e mare în biserica noastră. Mă voi ruga cu tine și Dumnezeu te va elibera. Așa m-au pătruns cuvintele acestea, a spus Gerald Ford, încât m-am trezit că zic soției, ai auzit? Mâine dimineață te iau și de nu vrei cu forța te duc la biserica aceasta. Nu anunțăm că mergem ca să nu se facă vâlvă, vom lua o securitate mai redusă și nu mai vom apărea în biserică. Și mâine dimineață mi-am forțat soția să meargă cu mine la biserică. Am intrat în biserică, biserică mică, într-adevăr. Dar spus, când oamenii ne-au văzut acolo, început să se fie forfotă, dar ce se întâmplă? Vine președintele de la Casa Albă la biserica aceasta? Le-am făcut semn cu mâna că să-și vadă mai departe de slujire. Păstorul s-a ridicat, a ținut un mesaj scurt și a vorbit din nou despre puterea lui Hristos și a Evangheliei. Și apoi a încheiat și a zis, dacă ai înțeles că singura ta salvare este Iisus Hristos, te invit să vii aici în față, mă voi ruga pentru tine și Dumnezeu te va elibera. Și apoi Gerald Ford, care s-a ridicat și a mers în față, a fost soția mea, Betty Ford. Am genunchiat în fața acestui păstor necunoscut și când am văzut lucrul acesta, m-am trezit că mă ridic și eu și m-am dus și am îngenunchiat și eu lângă soție. Omul acesta și-a pus mâinile peste noi și s-a rugat. Și vă mărturisesc cu frică de Dumnezeu, a spus Gerald Ford. Din ziua aceea, soția mea Betty Ford n-a mai pus o picătură de alcool în gura ei, a fost eliberată total. Iar soția mea, și ce vă spun puteți verifica pe internet, iar soția mea, de bucurie că a eliberat-o Hristos Domnul, a construit în Palm Springs, în California, la 2 ore de unde eu locuiesc, cel mai mare centru de dezalcoolizare și de dezintoxicare, numit centrul Betty Ford. Thank you, sir. Centrul Betty Ford. Au murit amândoi acum, dar centrul există. Și oameni care nu au altă posibilitate se duc la centrul Betty Ford, sunt tratați și medical, dar și cu Evanghelia. Aceasta este regula acestui centru. Da, vreau să spun, tu nu ești Gerald Ford ca să nu-ți moară euul. Tu ai nevoie în seara aceasta să vii înaintea Domnului și să-i spui, Doamne, eu sunt acela care am nevoie de iertarea Ta. Mi-am pierdut demnitatea, mi-am pierdut bucuria mântuirii, mi-am pierdut bucuria Duhului Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Doamne. Dă-mi iarăși bucuria Duhului Tău, Doamne. Umple-mă din nou cu Duhul Tău, Doamne. Ia de peste mine păcatul, ia deasupra mea falimentul,
Zidește în mine, Doamne, din nou o inimă nouă, una statornică, un duc nou și statornic. Poate, dacă nu ești tu, poate ai pe cineva în casă, un fiu rebel, o soție rebelă, un soț rebel, un tată rebel, o mamă rebelă, un frate rebel, pentru care vrei să ieși la rugăciune, ca Dumnezeu să se îndure. Numai de data aceasta, prăbușire și ridicare. Dacă Dumnezeu te ridică și pe tine. Dacă Dumnezeu l-a ridicat pe David, Dumnezeu te ridică și pe tine. Ne ridicăm în picioare. Și în timp ce grupul de închinare cântă, pentru cei care au înțeles cuvântul Domnului în seara aceasta și au înțeles că au nevoie de o atingere specială din partea Domnului, te invit să vii în față. Cum a zis Samson, să mor împreună cu filistenii. Firea noastră pământească trebuie să moară. Păcatul nostru trebuie să moară. Vino în față, vreau să mă rog cu tine. Și vreau să mă rog pentru tine. Ca să-ți redea din nou, Domnul, adevărata bucurie a mântuirii. Numai așa, numai așa vei scăpa de patimile tale. Numai așa vei putea să ai pe cei din casă întorși la Domnul, împăcați cu Domnul. Nu sta acolo și spune, dar va râde cineva de mine, o să mă arate cu degetul. Vrei să te arate Dumnezeu cu degetul în eternitate? Sau vrei să te bucuri de pacea cu Dumnezeu în această seară, de iertarea lui Dumnezeu? Numai de data aceasta. Este loc pentru tine, este loc pentru tine. În duhul meu eu știu, pentru că mi-a vorbit Domnul. Tu ești aici, nu sta acolo. Vino, vino. Vino și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Vino, vino, vino. Să mor împreună cu filistenii. Vreau ca Dumnezeu să se atingă de mine. Mai este loc, mai este loc la cruce. Mai este loc la coala crucii lui Iisus Hristos. Este loc de unde se capătă eliberarea. Dacă ai în casă pe cineva, vino pentru sufletul acela înaintea Domnului. Vino pentru sufletul acela înaintea Domnului. Vrem să ne rugăm cu tine și vrem să te aducem înaintea lui Dumnezeu prin credință. Veniți mai în față, veniți mai în față. Mai în față. Lasă pe Duhul Sfânt să-ți vorbească și vino, vino în față, vino în față. Dă-i voie lui Dumnezeu să-ți atingă sufletul, să-ți atingă conștiința, să-ți atingă Duhul. Aceasta, la poala crucii Domnului Iisus Hristos, numai de data aceasta. Aleluia! Era doar șamana de la casa. Etia șamana de la casa. Rivedo salia șamana. Sorba la mea. Îți va da din nou speranță. Încă este loc, încă este loc. De din jos, coborâți aici. Spune ca Samson.
12. Mai este loc. Mai este loc la cruce. Mai este loc. Dă-i voie lui Dumnezeu. Să spun că e sufletul lui Dumnezeu. Să-ți ridice o mare. Să fie o făptură nouă în Hristos. Glorie! Glorie! Aleluia! Biserica se roagă, nu se uită cine ești în față, se roagă Domnului și cei ce sunt de ieși în vină în față. Aleluia! Biserica se roagă, întindeți mâna spre ei și vă rugați! Credincioșia ta, îți mulțumesc. Slăvesc Domnul meu și te binecuvântez. Aleluia! Aleluia! Doamne Iisus, îndură-te, Doamne Iisus! Îndură-te, Doamne Iisus! Binecuvântirea ta, Doamne Iisus!
Oria cantosa. Yeah.
m-am salvat la vechea cruce. Dragostea ta mi-ai arătat, sufletul strigă, aleluia, slavă celui. M-ai salvat. M-ai salvat. Gloriosule Tată, cât de minunat este numele Tău pe întreg pământul, Doamne. Ai păstrat, Doamne, pentru noi o seară de har, o zi de binecuvântare, Doamne. De aceea Te înălțăm pe Tine, Doamne Dumnezeule, și binecuvântăm numele Tău pentru biruința Evangheliei Tale, pentru biruința jertfei Tale, Doamne. Sufletele acestea au venit înaintea Ta, Doamne, ca să recapete îndurarea Ta, bunătatea Ta, Doamne, să aducă înaintea Ta pe cei dragi din casă, Doamne Dumnezeule. Edo șamana beracut amantia sore del, rechidume naute și... Peste ei eliberare, Doamne, de sub orice cădere, Doamne, de sub orice patimă, Doamne Dumnezeule, de sub orice păcat, Doamne, de sub orice faliment, și rostesc în dreptul lor, Doamne Dumnezeule, mângâierea reînfierii Tale, Doamne, mângâierea bucuriei mântuirii, Doamne, mângâierea bucuriei Duhului Tău celui Sfânt, Doamne. Îi înconjurăm cu bucurie și cu dragoste ca pe frații noștri, ca pe surorile noastre, ca pe copiii noștri, ca pe părinții noștri, Doamne, și la rândul nostru îi predăm în brațul Tău să-i porți de-anci încolo, din biruință în biruință, din putere în putere, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, corect ca Siva Navaratol, și toate trebuie să fie noi acum. Tinsă peste noi în weekendul acesta și îndurarea Ta ne-a fost arătată din belșug. Îți aducem laudă, cinste și glorie pentru fiecare suflet care a stat înaintea Ta, pentru fiecare lucrător care a venit înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că aici în Londra, prin comunitatea română, Ți-ai făcut o mărturie a iubirii Tale, a puterii Tale, Doamne Dumnezeule, și a mântuirii Tale. De aceea, împreună cu toți cei prezenți aici și cu toți cei care au fost atinși de harul îndurării și iertării Tale, toată gloria o dăm Domnului Iisus Hristos. Este singurul care o merită, Doamne Dumnezeule. Noi ne plecăm în fața Lui cu închinare și cu adorare, cu recunoștință pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o, Tată, în numele Domnului și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mergeți la locurile dumneavoastră. Țineți legătura cu păstorii și frații organizatori vor veni să ne spună care este concluzia. Doamne, vin și-n genunche ție. Tu ești neprihănit.
Îmi asum ce se va întâmpla în următoarele 30 de secunde și Dumnezeu să fie cu noi. Am cântat că avem nevoie de Iisus Hristos. Vreau și eu să vă rog pe dumneavoastră să-mi dați o mână de ajutor. Eu nu am înțeles aici dacă fratele ambasador a făcut un față în pasă sau doar a rămas pe poziția acolo. Și având în vedere că rugăciunea care vreau să o facem împreună în trei cuvinte, vreau să o facem cu ochii deschiși, să înceapă aici și să sfârșească în glorie în cerul lui Dumnezeu. Sunteți de acord să faceți lucrul acesta? Pentru că oricum n-aș putea eu să... M-a rugat un frate să-l amintesc și pe el în rugăciune. Sunt surori la școala duminicală. Noi venim astăzi aici după o zi de succes,
Așa cum în istorie 70 de ucenici au venit plini de putere și de Duhul Sfânt și au spus: Doamne, demonii ne sunt supuși, și plin de bucurie eu în această seară în fața dumneavoastră vin și vă spun că Dumnezeu ne-a dat o zi de succes. Dar Domnul Iisus a spus așa: nu vă bucurați de succesul vostru, ci bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea cerului. Vă doriți un nume în cartea cerului Dumnezeu? Vreau să vă dau două motive pentru care Dumnezeu a spus să nu ne bucurăm de succesul nostru. Primul motiv este pentru că succesul de care te vei bucura puțin, și a predicat fratele Lazar despre acea întâmplare în care a spus că acest om care a avut acest mare succes a luptat foarte mult să se bucure de puțin și a falimentat în căsnicia lui. Vei lupta 70 de ani, care este foarte puțin în comparație cu veșnicie împreună cu Dumnezeu. Merită? Dacă vă doriți un nume scris în cartea cerului, rostiți după mine: Iisus, Fiul lui David, vreau într-o zi să fie numele meu scris în cartea cerului. Amin? Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră, frate Valentin, într-o zi să fiți cu noi în cerul lui Dumnezeu. Nu știu cine v-a adus aici, dar o poezie spune așa: azi ai venit la adunare, te-ai așezat pe scaun și privești, în tot ce vezi sunt semne de întrebare, te simți străin și poate te sfiești. De ce ai venit? Ce gând te-a bătut din drum? Ai căutat pe Dumnezeu prin lume sau Dumnezeu vă caută pe dumneavoastră și pe toți cei acum? Haideți să rostim cu toți această rugăciune, după care frații vor continua și eu îmi voi asuma tot ce am făcut. Doamne Iisuse, doresc într-o zi să am numele scris în cerul Tău. Asta este rugăciunea din inima lui Dumnezeu și din inima mea pentru toți cei care sunteți prezenți aici. Vreau să moștenesc cerul împreună cu dumneavoastră. Fiți binecuvântați. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui din cer și părtășia Sfântului Său Duh să fie și să rămână cu noi cu toții și toată adunarea să spună amin. Nu o să ne etalăm succesul în această seară. Nici nu o să spunem că am scris istorie, pentru că noi suntem niște trecători. În această seară Dumnezeu a scris istoria. Oameni eliberați, revendicați pentru împărăția lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Lui. Am două vești, una foarte bună și una mai puțin bună. Cea mai puțin bună este pentru colegii mei. Vestea bună este că dimineața s-au adunat la colectă 4.255 de lire, 4 pence, 65 de euro, 2 dolari și 2 lei. Acum seara s-au adunat la colectă 8.740 de lire, 145 de euro, 633 de lei și 5 dolari. Suma totală este aproximativ de 13.000 de lire. Vestea bună este că dumneavoastră ne-ați motivat ca anul viitor să continuăm. Vestea mai puțin bună sau mai care cad pe umerii noștri este că va trebui să avem iar câteva întâlniri, să ne organizăm, dar merită. Amin. Amin. Mulțumim celor de la media, mulțumim surorilor care s-au ocupat de copiii noștri, Domnul să le binecuvinteze. Mulțumim echipei de la ordine, Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumim fratelui doctor păstor Lazar Gog pentru slujirea lui din această seară, Domnul să-l binecuvinteze. Colegilor mei care împreună am pus la cale această lucrare, ce ați văzut aici a fost o unitate în diversitate. Se povestește mult, dar se face puțin în direcția aceasta. Și noi ca și biserică vă spun ceva,
Suntem cu studiul Scripturii duminică dimineața în Faptele Apostolilor. Se pare că a avut impact, frate Mircea, mesajul și ne-a trecut la fapte. Și iată-ne în 30 septembrie 2018 împreună aici pentru slava și onoarea numelui lui Dumnezeu. Toată gloria este a Lui! Puteți să mai rămâneți după această întâlnire, să socializați, să le mai facem puțină vânzare și la gazdele noastre, o cafea, o prăjitură. Fratele Tiberiu îmi spunea că nu-i rău să socializeze tineri, că el are băieți și fete necăsătorite, poate ați văzut. Și fratele Lazar Gog spunea că unul din scopurile convenției în Statele Unite este de a încerca să-i vindece pe cei tineri. Haideți, poate că ați mai dat odată mâna. Binecuvântați-vă numele Domnului pe cel din dreapta și din stânga. Vă rog să nu părăsiți sala, am încă două anunțuri. Pe 4 octombrie, post unitate creștină română, oriunde ne-am găsit, haideți să avem o zi de post și rugăciune pentru biruință privind referendumul din 6-7 octombrie. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și știm că și El va câștiga această bătălie care o ducem împotriva acestui sistem lumesc. Dar lucrul acesta se va întâmpla dacă dumneavoastră mergeți și treceți la fapte. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.